Laiotă Basarab, concurentul lui Vlad Țepeș, fusese izgonit de trupele transilvanene conduse de Ștefan Batori în noiembrie. În noiembrie a ocupat Bucureștiul, Laiotă a fugit la Giurgiu, drumul cel mai scurt, unde era o garnizoană și o cetate turcească puternică, a adunat trupe și a revenit la atac. Laiotă a venit prin surprindere, un atac de iarnă, foarte probabil între Crăciun și Anul Nou. Vlad Țepeș a fost surprins, nu se aștepta la o asemenea rapiditate și de aceea a fost înfrânt, mai ales că turcii aveau un agent al lor care se afla chiar în garda lui Ștefan cel Mare și care i-a tăiat capul pe neașteptate, pe la spate, în timp ce bătălia se desfășura sub ochii lumii.